ziua! Vă mulțumim că sunteți alături de noi la plecarea echipei naționale de rugby a României la Cupa Mondială din Anglia. Vă reamintesc că echipa națională a fost prezentă la toate edițiile Cupei Mondiale, acum va juca la cea de-a 8-a ediție. Avem o grupă destul de grea, dacă e să ne gândim că în primul meci vom întâlni finalista ediției trecute, Franța, apoi va urma un meci cu ultima câștigătoare, mă rog, în ultimii 2 ani, a turneului celor 6 națiuni, Irlanda, după care va urma un meci cu Canada, o echipă, singura echipă mai jos clasată în rankingul World Rugby decât noi. Și apoi vom încheia cu Italia, o echipă aflată în progres, să nu uităm victoria în fața Franței, în turneul celor 6. Astăzi este alături de noi întreaga echipă și staful tehnic, de aceea îi voi ruga pe câțiva dintre aceștia să ne vorbească despre prezența României la Cupa Mondială, obiectivele și ce dorim să facem acolo. O să încep cu președintele Federației Române de Rugby, domnul Haralan Biedumitraș. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați venit numeroși astăzi. S-a vorbit foarte mult în ultimul timp despre prezența echipei României la Cupa Mondială. Am intrat în linie dreaptă și cred că este momentul să trecem la fapte. Am convingerea că băieții noștri vor face o figură frumoasă, o să avem o comportare care va rămâne adânc încrustată în memoria suporterilor noștri. Le doresc mult succes și să se bucure de acest mare eveniment. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! O să-i dau cuvântul lui Marius Tincu, antrenorul care se ocupă de pachetul de înaintare. Marius, care la ultima Cupă Mondială a fost declarat omul meciului într-un meci pe care a fost cât pe ce să-l câștigăm. Marius? Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit să mai stăm un pic de vorbă cu dumneavoastră înainte să plecăm în Anglia. Nu vreau să vorbesc de ce s-a întâmplat. E important pentru noi să ne comportăm bine în Anglia, să realizăm ce ne-am propus și să vă facem mândri pe voi care sunteți acasă. Sper ca să avem tot suportul din partea dumneavoastră și băieții să facă, să joace foarte bine la toate meciurile pe care să le avem. Să dăm tot ce avem mai bun și să vă facem mândri, cum v-am mai spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Marius! Îl rugăm pe capitanul echipei României, Mihai Macovei, să vină și să ne spună cu ce gânduri merg acolo el și colegii. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea care am avut-o până acum, din partea la toată lumea. Cu siguranță să mergem la Cupa Mondială în Anglia, să ne jucăm șansa noastră pe care o avem. Noi ne dorim să câștigăm câte mai multe meciuri. Ne-am propus să câștigăm 2 meciuri, dar va fi greu. Întâlnim 4 echipe bune, 4 echipe care practică un rugby destul de bun. Și vă promite cu siguranță la fiecare meci pe care o să intrăm în teren, să dăm totul din tot ce e mai bun pentru țara noastră. Și sper să nu vă dezamăgim și să venim acasă cu rezultate cât mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Conferința de presă are și un moment special, așa cum ne-am obișnuit. Stejarii sunt purtătorii valorilor tradiționale românești. Tocmai de aceea, Federația s-a gândit să le facă un cadou înainte de plecare în Anglia și să le dăruiască unul dintre cele mai vechi simboluri vestimentale românești autohtone. Și acesta este o căciulă care poartă denumirea de Pileus dacic. O căciulă tradițională care să le poartă noroc acolo. Și o să rugăm pe fiecare să vină la domnul președinte, în ordinea în care s-au destrigat, să primească acest pileus dacic. Așa, ne-ați făcut și pe cap.
Vrei numai? Te rugăm. Mai bine, nu? Hai,